Bine v-am regăsit! Să ne amintim ultima întrebare. Să presupunem că avem 5 saci. Sacii au fost cântăriți, dar 2 câte 2, în toate combinațiile posibile. Rezultatele celor 10 cântăriri, aranjate în ordine crescătoare, exprimate în kilograme, sunt următoarele. 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120 și 121. Cred că bănuiți care este întrebarea. Ce greutate are fiecare sac? Răspunsul se poate găsi foarte ușor dacă observăm ceva. Și anume că fiecare sac este cântărit câte o dată cu fiecare dintre ceilalți 4. Și asta înseamnă că fiecare sac este cântărit de 4 ori. Din punct de vedere aritmetic, asta înseamnă că dacă adunăm cele 10 rezultate ale cântăririlor pereche, trebuie să obținem de 4 ori masa totală a sacilor. Să vedem cât obținem. Avem suma pe care o cunoașteți. Dacă veți face adunarea, veți vedea că obținem 1156. Și dacă împărțim la 4, obținem 289. Și am aflat că sacii cântăresc împreună, au masa totală 289 de kilograme. Acum să notăm masele sacilor în ordine crescătoare, cu M1, M2, M3, M4 și M5. Deoarece cea mai mică masă la cântăririle pereche a fost 110 kg, înseamnă că sacii cei mai ușori au împreună 110 kg, adică M1 plus M2 egal cu 110 kg. Și deoarece cea mai mare masă la cântăririle pereche a fost 121 kg, înseamnă că sacii cei mai grei au împreună 121 de kg, deci M4 plus M5 egal cu 121 de kg. Să scădem din masa totală masa celor mai ușori 2 saci și masa celor mai grei 2 saci. Avem 289 de kg, masa totală, minus 110 kg, masa celor mai ușori 2 saci și minus 121 de kg, masa celor mai grei 2 saci. Și rezultatul este 58 de kg. Deoarece am scăzut masele sacilor M1, M2, M4 și M5 din masa totală, înseamnă că rezultatul pe care l-am obținut reprezintă masa sacului al treilea, M3. Deci M3 este 58 de kilograme. Mai departe, a doua masă din șirul crescător al maselor sacilor, câte 2, este 112. Dar ea trebuie să fie suma dintre sacul cel mai ușor, cel cu masa M1, și sacul cu masa M3. Deci M1 plus M3 egal cu 112 kg, dar deoarece M3 știm deja este 58 de kg, înseamnă că M1 este 112 minus 58, adică 54 de kg. Și pentru că M1 plus M2 este 110 kg, rezultă că M2 este 110 minus 54, adică 56 de kg. Acum să ne ocupăm de sacii mai grei. Știm că M4 plus M5 este 121 de kg. Penultima masă de la cântăririle perechi, în ordine crescătoare, a fost 120 de kg. Atunci, ea trebuie să fie suma dintre masa sacului cel mai greu, M5, și masa sacului M3. Așa că avem ecuația M5 plus M3 egal cu 120 kg. Și pentru că M3 este 58 de kg, înseamnă că M5 este 120 minus 58, adică 62 de kg.
În final, deoarece știm că M4 plus M5 este 121 kg, găsim că M4 are 59 de kg, așa că masele sacilor sunt 54, 56, 58, 59 și 62. Este adevărat că eu am întrebat ce greutate are fiecare sac și greutatea este altceva decât masa, este forță, deci nu se măsoară în kilograme, dar am făcut apel la vorbirea de toate zilele, renunțând la rigurozitate. Îi mulțumesc doamnei Dana Vișoiu, care m-a făcut să observ acest lucru, dând răspunsurile în newton, adică referindu-se riguros la greutățile celor 5 saci. Întrebarea de azi, cu numărul 130, face parte din cea mai mare categorie de întrebări din seria Să ne gândim, și anume este o întrebare legată de un fenomen practic, de un fenomen fizic. Dar întâi vreau să fiu sigur că știți, mai ales cei tineri, ce înseamnă sifon. Așa că voi citi definițiile principale ale cuvântului din dicționar. Sifon, sifoane, primul înțeles, tub în formă de U răsturnat, folosit pentru scurgerea unui lichid de la un nivel superior la unul inferior, atunci când lichidul trebuie să treacă peste un obstacol mai înalt decât nivelul superior. Al doilea înțeles. Tub în formă de S, montat pe o conductă de canalizare, care reține o cantitate de apă pentru a împiedica trecerea gazelor din canal în încăperea unde este montat tubul. Și al treilea înțeles. Butelie de sticlă, de material plastic, în care se păstrează apă gazoasă și apa care se păstrează în această sticlă. După cum ați văzut, definițiile se referă toate la tuburi sau conducte îndoite prin care curge sau în care stă apă. Pot fi și alte lichide, evident, de pildă vinul când se scoate din butoi. De aici vine, așa cum ați auzit de asemenea, și numele unui dispozitiv din care existau câteva bucăți în fiecare casă. Când eram copil, era reutilizabil, deci nu producea poluare prin plastic, așa cum face azi apa carbogazoasă îmbuteliată. Însă întrebarea mea va fi despre un sifon cu aer. Presupuneți că avem un vas cu apă, așa cum vedeți în desen, și un tub de sticlă mai gros închis la un capăt, pe care îl introducem plin cu apă, cu gura în jos, în vas. Așa cum puteți urmări pe desen. În locul tubului de sticlă, închis în partea de sus, se poate folosi o sticlă, de preferință necolorată, ca să putem vedea ce se întâmplă în interior. Mai avem, desenat cu roșu, un furtun de cauciuc, care va deveni sifonul. Introducem furtunul cu un capăt în apa din tubul de sticlă, celălalt capăt rămânând în aer, dar, atenție, facem acest lucru ținând bine astupat cu degetul capătul din aer, în așa fel încât să nu intre apă în tub. Deci, în poziția în care este acum furtunul, el este, nu voi spune gol, așa cum facem când ne referim la un pahar, voi spune este plin cu aer, deci nu conține apă. Și acum luăm degetul de pe capătul din aer al furtunului. Îl destupăm. Ce se întâmplă? Aceasta este întrebarea cu numărul 130. Mi-ar plăcea dacă cineva ar face acest experiment și ne-ar spune ce a observat. Trebuie să vă mai spun ceva. De data asta trebuie să vă rog să-mi trimiteți răspunsurile până joi la amiază, deoarece nu voi fi acasă vinerea viitoare și nu voi putea să vă trec numele în clipul video dacă răspunsul ajunge mai târziu. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!